Cu respect vă invit să vă ridicați pentru a da cinste cuvântului și cu atenție să ascultăm citirea cuvântului din Sfânta Scriptură, în prima parte din Epistola lui Pavel către Biserica din Efes, capitolul 4, de la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. A doua epistola lui Pavel scrisă Bisericii din Corint, capitolul 5, versetul 17 și 18. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El, prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Data trecută, când am fost aici la dumneavoastră la slujbă, a fost cu o duminică după sărbătoarea Învierii Domnului. Acum am venit la invitația fraților lucrători cu o duminică înaintea sărbătorii Învierii Domnului. Mi-aș dori, și dacă ne va ajuta Domnul să ne mai întâlnim aici sau nu, să ne întâlnim toți la sărbătoarea Învierii noastre, acolo în văzduh. Că scrie în 1 Tesaloniceni 4:16 că într-o zi însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Și dacă alții vor fi în viață și noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți în văzduh ca să fim totdeauna cu Domnul. Și Domnul să ne ajute să avem parte la această sărbătoare de cea dintâi înviere a morților, de intrarea în răsplata pregătită de Domnul și în împărăția Lui. Slăvit să fie numele Domnului! Admitem că omul poate veni la Domnul pentru a intra în împărăția Lui așa cum este. Unii încărcați cu grele păcate, alții doar pătați, unii doar influențați, alții robiți. Dumnezeu acceptă pe fiecare cu condiția să aibă numai decât o transformare a vieții de la firesc la duhovnicesc, de la vechiul mod de viață la o stare după voia lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu poate să se intre oricine, dar nu poate să rămână oricum, că într-o zi stăpânul a întrebat prietene: cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Haina de nuntă, scrie în Apocalipsa, sunt faptele bisericii, nu? Soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace cu in strălucitor și subțire, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Am întâlnit biserici unde se afișează versetele că frații n-au Biblie. Am întâlnit biserici unde nu se afișează versetele pentru că frații au Biblie. Am întâlnit biserici unde n-au niciuna, nici alta. O să mă lămuresc și cu dumneavoastră până la sfârșit, dar nu o să spun despre dumneavoastră în altă parte, doar poate că o să vă îndemn ceva și totuși mă bucur că sunteți atenți la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă și citim în timp ce auzim, este mai bine pentru noi și cred că aveți Biblie. Eu văd că aveți Biblie și veți urmări cuvântul lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Sfânta Scriptură arată în Isaia 53:11 despre Domnul Iisus Hristos, prin cunoștința Lui, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia Lui Dumnezeu. Cum și când? În timp ce El joacă șah și alții sunt la închinare și la părtășie? În timp ce El este la pescuit și alții laudă pe Domnul și stăruiesc în rugăciune? Eu cred că nu. A spus unui secretar al unei biserici,
Aveți acolo la voi două persoane, soț și soție. Sunt membri la voi, am înțeles, botezați. Și vin în vizită la neamurile lor care sunt vecini cu mine, duminica. Ba, mai sunt și alte aspecte negative, ce eu le-am văzut în viața lor. Poate ți de ajutor spre folosul lor. Și au zis, despre cine e vorba? Am spus numele. Au zis, nu-i cunosc. Și am zis, bine ai zis. Oricum e greu în biserici mari să-i cunoști pe toți. În 2 Timotei 2,19 spune Domnul, totuși temelia tare stă nezguduită. Este temelia lui Dumnezeu având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului, în cântare sau versuri, sau un mesaj, sau în rugăciune, să se depărteze de fără de lege. Nici Domnul nu-i cunoaște, secretarul mai puțin. Vorbesc astăzi aici despre o schimbare a vieții valabilă, ce însoțește botezul și să văd rezultate, cum spune în 1 Timotei 4,15 Pavel, înaintarea ta să fie văzută de toți. Există emblema aceasta ce se pune, el e un om bun, așa au fost și înainte. Nu bea, nu fumează nici înainte, nici după ce s-a pocăit și vorbește frumos, nici nu se enervează. Dragii mei, nu-i suficient, nu vorbesc astăzi aici despre îmbunătățiri sau cârpeli, în termen popular, ci despre o schimbare a vieții în care se văd rezultate și omul acela urmărește scopul lui Dumnezeu, care este evangelizarea lumii. Și în sensul acesta se roagă, cum scrie în Timotei capitolul 2, face lucrul acesta care este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, aducând cereri, rugăciuni, mijlociri pentru toți oamenii și stăruie în rugăciune, este gata să îl reprezinte pe Dumnezeu transmițând voia lui prin a spune ceea ce trebuie spus la momentul potrivit, prin fapte și prin vorbe. Un om al rugăciunii, un om plin de Duhul lui Dumnezeu, ale cărui cuvinte te zidesc sufletește. Un om care compătimește, un om care urmărește binele aproapelui. Cam așa ar trebui să fie schimbarea. Și o să mai vedem și alte aspecte din cuvântul lui Dumnezeu. De altfel, în Galateni 6,15 spune Apostolul Pavel că nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur înaintea lui Dumnezeu nu sunt nimic. Ci este ceva care are valoare, ce a fi o făptură nouă. Vă vorbesc astăzi despre șansa transformării sau ce înseamnă a fi o făptură nouă. Să știți că oameni morali sunt și atei care vorbesc civilizat, care nu beau și nu fumează, că le face rău și nu se droghează și nu se ceartă, dar nu este suficient acest lucru. De ce spun șansa transformării? Pentru că există o posibilitate de a veni cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și singurul care poate să schimbe viețile este Duhul lui Dumnezeu, care nu te face așa mai bun, mai moral doar, ci te pune într-o stare după voia lui Dumnezeu. Să fii plin de râvnă, scrie în Tit 2, da? Că Dumnezeu și-a curățit un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Și dorim ca Domnul să ne ajute să fim la statura la care Domnul așteaptă să fim. Știu că sunteți de acord cu mine și dacă nu spuneți amin, dar eu nu îmi bazez predica pe amin, pentru că prefer mai bine frații să stea cu mine și să asculte decât să se întrerupă singuri din ascultare, mai zicând câte un amin poate încurcă asta, dar important este să fim de acord cu ceea ce Domnul ne spune și să venim înaintea Lui în seara aceasta și să-L rugăm, așa cum stăm, ca Domnul să transmită pe unda binecuvântată a Duhului voia Lui prin descoperire dumnezeiască, să putem înțelege mai deslușit,
să putem fi gata pentru a fi mai activi în lucrarea lui Dumnezeu în ce privește mântuirea noastră și a celor care sunt lângă noi. Șansa transformării, dragii mei, este dată în primul rând prin îndepărtarea de lucrurile lumii. Am citit aici din cuvântul lui Dumnezeu, din 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, este un subiect mai nou și pentru mine, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Apostolul Petru spune în a doua epistolă, în capitolul 1, versetul 4, despre făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ce ni le-a dat, ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești, adică să intrăm într-o transformare, spune cuvântul, să fim o pârgă a făpturii lui, da? După ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Nu poți să amesteci lucrurile, dragul meu. Spune în Isaia 1 cu 16, partea a doua a versetului, încetați să mai faceți răul, prima parte a versetului 17, și învățați să faceți binele. Ca să înveți să faci binele, și binele este unul singur Dumnezeu care ne luminează ce este bine, care ne dă putere prin Duhul Sfânt să facem ceea ce trebuie, nu doar ceea ce ne place, că uneori ceea ce ne place nouă nu place lui Dumnezeu, dar după ce ne-am îndepărtat de lucrurile lumii, în ce privește faptele și obiectele. Astea sunt lucrurile lumii. Toate lucrurile s-au făcut noi, cele vechi s-au dus. Hai să citim ceva din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, în jos. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, uitați-vă, pofta firii pământești, pe dumneavoastră și afișați și aveți și Biblie, nu? Cazul ăsta nu l-am prea întâlnit. Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din, ca să poți deveni o făptură nouă în Hristos, după voia Lui, ca să-i placă lui Dumnezeu, să ai parte de făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, să intri în împărăția făgăduită. Trebuie să te îndepărtezi de lucrurile lumii. Doamne, ajută-ne! Și lumea, spune versetul 17, și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Dragii mei, îmi vine în minte un cuvânt din epistola lui Pavel către biserica din Corint, din capitolul al treilea. Da? 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 3. Spune Pavel, pentru că tot lumești sunteți. Dar ce se întâmpla? Cum se manifestă lumea în biserică? Sau prin credincioșii care nu sunt așa cum ar trebui? Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești? Și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Oameni duplicitari. În biserică poate spune versuri, la servici glume proaste. Poate în adunare ascultă cântările Domnului, că nici n-are încotro. Și în mașină are și altfel de CD-uri. Lucrurile din lume ne împiedică în alergarea noastră, în silința noastră de a ne apropia de Dumnezeu, de a putea fi asemenea chipului slavei sale. Și asta se poate petrece prin lucrarea puterii Lui. Dar când este dorința noastră, silința noastră și când ne lăsăm prelucrați de Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, creatorii de modă, nu-s pocăiți, nu-s credincioși, nu le călcați pe urme. Ei vor să aibă reprezentanți și în biserici. Dar lucrurile acestea din lume
care vor să pătrundă și în familii, și în biserici. N-ați auzit expresia, așa se poartă? Că e vorba de ținută, că e vorba de freză, că e vorba de altceva. Recent, într-o biserică, m-a întrebat un tânăr la sfârșit și a zis, frate, scrie Biblia acolo, cum înțelegeți dumneavoastră? E bine că întreabă, asta e bine. Dacă vrea să și asculte ce spune Domnul, asta e și mai bine. Că scrie în 1 Corinteni 6 cu 12, da? Și același lucru în 1 Corinteni 10 cu 23, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Vezi, frate? Sunt lucruri ca fapte îngăduite și sunt lucruri ca obiecte îngăduite, acum că nu sunt de folos. Și Domnul a zis, de ce cântăriți argint? Nu? Pentru lucruri care nu folosesc. Nu? Isaia 5:5 cu 2, de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? Și așa mai departe. Și l-am întrebat, cum înțelege el asta? Și cum este gata să asculte de Domnul în ce privește acest lucru? Păi frate, eu așa înțeleg cum scrie, toate lucrurile sunt găduite, dar nu toate sunt de folos. Da? Adică ai voie orice. I-am spus, uite, eu îți dau exemplu din Biblie de lucruri care nu sunt îngăduite. Că mai întâi am vrut să-l încurc și apoi să ne descurcăm amândoi din cuvânt. Altfel nu ne descurcăm fără cuvânt, ne încurcăm mai tare. Lucruri neîngăduite, lucruri furate, sunt găduite? Păi cum poți să spui atunci că toate lucrurile sunt găduite? Lucruri dobândite prin înșelăciune, da? Acan, Iosua 7 cu 13, sfințiți-vă, căci în mijlocul vostru sunt lucruri date spre nimicire care nu trebuia să le luați și spune Biblia că le-au furat, au mințit și le-au ascuns, că păcatul aduce alt păcat, nu? De exemplu, lucruri care fac rău trupului sunt lucruri neîngăduite, tutun, alcool, droguri, Domnul a spus că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Vedeți că sunt lucruri neîngăduite. Și atunci cum scrie că toate lucrurile sunt îngăduite? Dragii mei, accentul nu este pe toate lucrurile sunt îngăduite. Accentul este pe toate lucrurile sunt îngăduite. În ce sens? Cuvântul îngăduință de aici, din partea lui Dumnezeu, înseamnă următorul lucru. Și vă puteți documenta și cu dicționarul explicativ al limbii române. Nu înseamnă din partea Domnului a ni se da voie prin încuvințare la ceea ce vrem să facem sau să avem. Nu. Îngăduință înseamnă permisiune, toleranță, păsuire, răgaz. Roman 2 cu 6. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Am luat de la versetul 6, dar mergem în jos, da? De la 4 am ajuns. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelungii lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Ce înseamnă bunătate? Să se comporte cineva cu tine frumos, favorabil, asta necondiționat, da? Și chiar dacă nu meriți. Știți ce face farmecul unui om? Este bunătatea lui. Și spunea psalmistul, Doamne, bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Mai mult decât viața asta. Păi da, pentru că în bunătatea lui Dumnezeu ne dă viața veșnică. Și bunătatea Domnului ne îndeamnă la pocăință. Faptul că Dumnezeu ne face favoruri și ne dă libertate și pace și lumină și putere de a umbla și tot ceea ce ați primit și am primit și astăzi, asta e bunătatea lui Dumnezeu, faptul că am fost izbăviți, faptul că Dumnezeu a trimis vindecări, faptul că ne-a scos la loglar din încercări, nu înseamnă neapărat că suntem într-o stare bună, după voia lui Dumnezeu totul în regulă și pentru asta Domnul nu a avut încotro, a trebuit să ne rezolve problema. Nu! Acestea sunt acte de har, de milă, de îndurare, de clemență dumnezeiască, ce vor să ne aducă în situația de a ne determina să ne întoarcem la Domnul, să ne pocăim. Frați și sorori, vă întreb, ați văzut bunătatea lui Dumnezeu?
Că Domnul spune prin Pavel, nu vezi tu bunătatea lui Dumnezeu? Asta înseamnă bunătate. Nu mi-am propus să vă spun asta. Dar ce înseamnă îngăduință? Îngăduință înseamnă să te accepte un timp așa cum ești, în nădejdea că te vei schimba. Și îndelungă răbdare înseamnă să te aștepte. Îngăduință să te accepte și îndelungă răbdare să te aștepte. Numai vedeți că îndelungă răbdarea lui Dumnezeu, scrie 2 Petru 3:9, Dumnezeu nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru noi, asta nu e eternă răbdare, nesfârșită. Nu știu cât durează pentru unul sau pentru altul. Are o îndelungă răbdare pentru noi și dorește ca niciunul din noi să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Recent a fost la noi pastorul de la Izvin. După slujbă, în timp ce eram la masă, au venit doi tineri din biserică și au spus: frate Corneliu, ne scuzați de deranj, doar am vrut să vă spunem un aspect. Este o familie care dorește să-i vizitați. O familie de aici, din localitate, am stat de vorbă din cuvânt, au spus că sunt lucruri care ei nu le-au știut, dar doriți să vorbească ceva cu dumneavoastră. Au mulțumit, i-am primit și au plecat. Zic, bine, o să ne facem timp. Și am avut îndemn să merg atunci. Am întrebat prietenul și colegul meu de slujbă, ce zici, frate Ghiță, poți să mergem acum până acolo? Că nu-i departe, mergem. Când a mers, o familie ne-au așteptat, soț și soție, i-am anunțat că mergem și am stat de vorbă din cuvântul lui Dumnezeu. Eu le spuneam din cuvânt, fratele Ghiță Mocanu, din experiențele și lucrările lui Dumnezeu, le-am împletit așa și la sfârșit. Am întrebat, vreți să vă încadrați și dumneavoastră în cuvântul lui Dumnezeu? Că uite ce dorințe are Domnul. A spus, da, ne-a spus pe gânduri și... Înainte să ieșim din casă, spun doar în scurt, așa, am avut un îndemn așa care insista. Și potrivit îndemnului m-am întors și am întrebat bărbatul. I-am spus pe nume, dacă v-ați hotărât în situația în care sunteți și nu puteți să vă deplasați, dar pentru că mintea e lucidă, pentru că aveți grai, pentru că Dumnezeu v-a lăsat credința prin auzirea cuvântului, dacă în seara asta vă hotărâți pentru botez, ne întoarcem și vă botezăm. La revedere, o seară bună și am plecat. Afară am zis, frate Ghiță, nu știu de ce am spus asta, că eu n-am spus asta niciodată și nici nu fac așa botez dintr-o dată, dar au zis... Tu ai avut îndemn să spui asta, dar eu am avut descoperire să spun asta. Am avut descoperire din partea Domnului că seara aceasta este seara decisivă pentru El. Punct. Am plecat și a zis, da, da, vă anunț dacă mă hotărăsc. După ce am plecat, i-a spus soției lui să știi că trebuie să iau atitudine. În noaptea aceea a murit. Nici nu m-am gândit că o să se întâmple asta. Soția lui m-a chemat și am stat de vorbă, mi-a spus, eu nu mai amând, vă rog să mă treceți astăzi pentru botez și când hotărâți, atunci mă botez. Și mi-a spus cum, după ce am plecat noi, el și-a arătat că este hotărât, dar Dumnezeu știe mai departe. Biblia vorbește despre astăzi, despre acum, dragii mei. 4 îndemnuri practice cu privire la îndepărtarea de lucrurile lumii. Am înțeles cum este cu toate lucrurile sunt îngăduite până la o vreme de Dumnezeu. Îngăduință înseamnă răgaz, păsuire, permisiune, dar în condiția în care Dumnezeu ne îndeamnă, ne luminează și vrea să ne ajute să ne întoarcem. Să fim oameni noi, dar numai că trebuie mai întâi să ne îndepărtăm de lucrurile lumii. Asta înseamnă că trebuie să fie o desprindere, o separare de lumea aceasta în ce privește păcatul, pofta, patima, tradiția, obiceiul, moda și toate aceste lucruri, dezbinări și pofta ochilor și faptele firii pământești, lăudăroșia vieții, cum scrie acolo 1 Ioan.
trebuie să fie dintr-o dată. Așa cum zice Tit 2 cu 11, și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea. Trebuie să fie oprire. Așa cum scrie în Psalmul 46, versetul 10, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Că nu ne putem permite să venim oricum înaintea Lui, să-L reprezentăm în lumea aceasta oricum. Că degeaba avem nume de credincios, de pocăit sau penticostal sau altă denominațiune, dacă te cheamă croitorul și n-ai nicio legătură cu mașina de cusut, numai să-i porți numele și să-l tăgăduiești și să nu-l reprezinți prin viața ta, asta face rău societății, că oamenii vor vedea lucrul acesta. Desprinderea trebuie să fie dintr-o dată. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este îndemnul lui Dumnezeu. Tendința omului este de a zăbovi, de a amâna. Diavolul va exploata această amânare. Știți că cineva s-a dus odată să ceară ajutor, bătut la poarta unui pocăit și a venit fratele și a zis, vrei ceva ajutor? Da, acum, hotărât așa omul. S-a dus în afumătoare, avea table de slănină acolo, a pus mâna pe o tablă și să taie sfoara, să dea omului. Și când a pus mâna să taie sfoara, așa a primit un îndemn, mă, da, atâta îi dai. Chiar mă, da, atâta. Ce face el cu atâta? Și-a pus cuțitul mai jos. Și din nou, da, atâta îi dai. Și-a pus mai jos cuțitul, dacă nu venea Duhul Domnului să mă trezească, poate îmi tăia în degetele. Trebuie să fii hotărât înaintea Domnului și să nu negociezi. Diavolul va veni să spună așa, dar ce te-ai pierdut acum la o cântare, la câteva versuri, la un mesaj? Nu-i pierdere, îi regăsire, îi revenire la normalitate după Sfânta Scriptură. Apoi desprinderea de lume, separarea de lume, trebuie să fie totală, deplină. Toate lucrurile s-au făcut noi. Este păcat să mai aduci în biserică obiceiuri din lume, lucruri din lume și să le cosmetizezi. Și să-i faci pe lucrător să îngăduie, așa să tacă din gură că îți rudenie cu tine sau vă mai întâlniți la pizza. Știți cum spunea istoricul Xenopol? Că poporul getodac a adus în tinda bisericii obiceiurile păgâne și lucrătorii altarului le-au încreștinat. Știți ce a rămas din trecut în ce privește Sodoma și Gomora pentru Lot? Pentru familia lui, un fum. Și dacă tot a venit vorba, ieși din Sodoma, scapă la munte, să nu te oprești nici de cum. Că mare urgie prin foc fără veste schimbava cetatea în scrum. Azi Domnul din slavă și aduce aminte de răul făcut până acum, de cei din Gomora, curând se va întinde doar praful, cenușă și scrum. Târziu e de acum și Lot zăbovește, grăbește-te, îngerii spun, pe cine mai ai dintre ai tăi în cetate să vină cu tine acum? Nevasta lui Lot, după ce se gândește, pornește cu ceilalți la drum, dar uită ce a spus Dumnezeu și se întoarce să vadă în urmă acum. Pe loc se preface într-o stană de sare că n-a ascultat de cuvânt. De vrei mântuirea, tu pune valoare pe glasul Părintelui Sfânt. Este chemarea lui Dumnezeu și trebuie să fie o ieșire, o desprindere, o separare totală, deplină. Și apoi trebuie să fie definitivă. Mi-aduc aminte, a fost la noi sora Gabi Luncă, nu știu cum stă acum spiritual, dar atunci stătea bine. Și mi-a povestit printre altele, i-a zis, frate Corneliu, cu ajutorul Domnului mă lupt și caut să-mi păstrez linia dreaptă. Zic, dar vreau să vă întreb ceva, am auzit că ați fost chemată la emisiune.
a scântat atâta vreme pentru comuniști și pentru conducătorul lor. Da, zice, am fost chemat, e adevărat. Și cum a fost? V-a pus să ziceți, să cântați ceva? Am vorbit despre Domnul, am fost gata, dacă îmi dă loc să cânt laudele Domnului. Dar printre altele mi-au zis, auziți, hai cântați-ne o cântare și din alea ce ați cântat înainte. Și zic, nu pot. Gura mea este predată în lucrarea lui Dumnezeu, nu mai este a mea. Nu pot. Și zic, auzi, numai o strofă măcar. Și zic, nici o strofă, nici măcar, nu că doar nu cânt, nici nu mai fredonez. Încerci marea cu degetul. Mă întreba un tânăr într-o biserică, frate, asta e meseria mea. Eu acompaniez o formație, așa, la un restaurant. Mă duc seara și, știți, acum m-am pocăit, m-am întors la Domnul, pot să mai lucrez acolo sau nu? Că, știi, căutau dezlegare, că nu obținuse încă. Și zic, nu te supăra, încă nu te-ai pocăit și încă nu te-ai întors la Domnul. Cum, domn, frate? Spun sigur că nu. Mai fă o verificare, vezi. Știți că spune Sfânta Scriptură în Fapte 7:39 despre izraeliți, părinții noștri n-au vrut să-L asculte, ci L-au nesocotit și în inimile lor s-au întors în Egipt. Să știți că Dumnezeu va cerceta inimile noastre, să vadă, va observa dacă a avut loc o transformare. Hai mai citim ceva, 2 Cronici 32:31. Însă când au trimis căpeteniile Babilonului Sol la el, la împăratul Ezechia, pe care Dumnezeu îl vindecase, să întrebe de minunea care avusese loc în țară, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce, pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Și încă o precizare, îndepărtează-te fără regrete. Să nu-ți pară nimic rău din Egipt, din ce ai lăsat, din lucrurile lumii. Să nu mai spui niciodată, când eram în lume, să vezi ce le dădeam sau nu știu ce mai făceau câte unul. Îndepărtează-te, mărește, nu păstrează, mărește distanța între tine și lucrurile cu care diavolul te-a ținut legat. Îmi spunea un frate dintr-o biserică, frate, obișnuiesc să mai ajut așa oamenii din satul nostru cu mașina care o am și încă dinainte, de când nu erau mașini. Și la un moment dat am dus pe cineva, nu știu, mobilă ce i-a transportat, și la un moment dat știa că nu iau bani, că le spun că e numele Domnului, și mi-a lăsat un bidon acolo. Și am zis, omule, ia-ți motorina, mie nu trebuie motorină. Deci stai liniștit. Nu las acolo, și-o plecat. Zice, și când m-am dus, am luat bidonul, era roșu, era vin. Frate, zice, de unde eu știu, diavolul, că eu când eram în lume, mie îmi plăcea vinul. Mă, zic, te-o fi văzut înainte. Și-o ținut col și vrea să se țină de tine mai departe. Și am luat bidonul și m-am uitat așa un gând, auzi, tu nu bei. N-ai cum să bei, nu mai bei niciodată, ai făcut hotărâri. Auzi, lasă-l acolo, pune-l acolo, că-l duci într-o zi la medicul dentist. L-am pus acolo și pe când să-l duc la medicul dentist, să iau bidonul, a venit un gând, auzi, tu-l duci, dar dacă nu-i bun și te faci de minune, gustă-l. A zis, a luat bidonul și i-a mulțumit Dumnezeu că m-a trezit și am făcut așa ca Ioab cu sulița și trece o apă curgătoare pe lângă el. Diavolul nu se grăbește, va urmări. A reușit să scoată pe Adam și Eva din rai. Un singur aspect trebuiau să aibă în vedere și au pierdut raiul din cauza lui. A venit să pună la îndoială, după ce au anulat pedeapsa și au zis, nu, negreșit, nu veți muri. Nu se întâmplă nimic. Să știți că se întâmplă unele lucruri, mă refer la fapte, lumești. Poate în familii de creștini. Sau poate intră anumite lucruri, tot lumești.
Faptul că încă, știți că m-a întrebat o soră odată și frate zice, nu știu ce e de făcut, că am întrebat de soțul ei, ce se întâmplă, vine tot mai rar, zice, de când avem televizorul ăsta, atâtea știri, frate, și nu mai gata cu știrile. Și am spus, auzi, dacă nu puteți rezolva problema, lăsați pe Domnul că o rezolvă el. Și a zis, a, păi numai Domnul să o rezolve. Eu nu sunt de acord, numai Domnul să rezolve. Am spus, vezi, dacă o rezolvă Domnul, să lasă cu bandaje, cu cârje, cu seringi, ungere cu un de lemn și poate niciun rezultat până nu ne facem partea noastră, apoi nu știu ce să mă... Apoi să facă Domnul cum o știe. Ea m-a sunat după câteva săptămâni și a zis, frate, să știi că-i bai, l-o trăznit. Și am zis, pe cine? L-o trăznit televizorul în casă, frate, în casă. Și unde era soțul dumneata? Pe aproape. No, tot e un har. Tot e un har. Și s-o trezit și-o revenit. Am auzit pe mulți spunând, Iisus nu-ți farmă zvorul. El bate în ușă încet și blând, dar tu deschizi nu salvatorul. Odată însă în viața mea, Iisus a întins prin ușă mâna, a spus, eu totuși pot intra, că eu sunt Domnul, tu țărâna. Dar ne lasă pe noi să dăm piedicile la o parte, că așa scrie în Evrei 12:1. Fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea ce ne stă înainte. În al doilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni capitolul 4, că șansa transformării este dată prin ascultarea de adevăr. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos de la versetul 20, dacă cel puțin l-ați ascultat. Că după ce începi să asculți, Dumnezeu continuă să te învețe. Da? Dar dacă nu ești gata să asculți, apoi vrei să le știi pe toate, dar nu le-ai făcut pe alea mărunte. Cine nu-i credincios în lucrurile mărunte, nu o să facă Domnul descoperiri din Apocalipsa și despre vremurile ce vor veni, cred că aproape niciodată. Dar dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Șansa transformării este dată prin ascultarea de adevăr. Să nu mergem după un străin, să lăsăm învățăturile lumii, să lăsăm practicile nepotrivite ale credincioșilor, ca să putem asculta de adevărul lui Dumnezeu care vine în urma descoperirilor dumnezeiești ce le primim. Fie prin viu grai, fie în vis de noapte, fie prin cuvântul lui Dumnezeu care îl citim. Fac și aici patru precizări și vreau să merg mai repede. Intenționat am rămas mai mult la prima parte. Pentru a asculta de adevăr, trebuie să îndeplinim patru criterii. 1. Trebuie să fie o auzire clară sau citire corectă din cuvânt. N-ai cum să asculți de adevăr dacă nu-l cunoști. Poporul meu, a spus Domnul Osea, piere din lipsă de cunoștință. În Matei 22 spunea Domnul Iisus Hristos fariseilor, voi rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. De aceea trebuie să luăm Sfânta Scriptură și să citim cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fie o auzire clară. Cine nu aude bine să-și pună aparat și cine nu se exprimă pe românește bine să-și ia translator. Dar trebuie cuvântul lui Dumnezeu să fie deslușit. Spune în Matei capitolul 13, versetul 19, despre o categorie de oameni care aud cuvântul și nu-l înțeleg privitor la împărăție. Și vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Este și o altă categorie, dacă toți suntem aici, versetul 20 și 21. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și primește îndată cu bucurie. Duminică, bucuros, am avut frați musafiri, a fost extraordinar.
știe de unde s-o citit, că din Biblie, nu știe exact de unde, s-o bucurat, au fost cântări. Și ba, nu numai atât, primește cu bucurie pentru el și zice, trebuie să-mi schimb viața, nu mai pot să stau așa. Dar numai că, uitați ce spune, dar n-are rădăcină în el, versetul 21, și ține până la o vreme, până pe marți, pe miercuri, și ca în muzică, așa, fade out. Și cu tremolo, ias afară din hotărâre, din latura bună a pocăinței, și revine la lucrurile care le-a avut mai înainte. Trebuie să fie o auzire clară sau o citire corectă. Spune în Psalmul 62, versetul 11, odată a vorbit Dumnezeu și eu am auzit. Credincioșii din Berea aveau o inimă aleasă. Ceea ce li se spunea, nu? Verificau, mergeau acasă și cercetau să vadă dacă este așa cum li s-a spus. În Fapte 2:37 spune cuvântul că cei ce au ascultat cuvântul au rămas străpunși în inimă. Dar ascultau ca și Lidia, scrie în Fapte că Lidia asculta cu luare aminte și Domnul i-a deschis inima. Apoi, nu doar o auzire clară și o citire corectă, trebuie să fie o gândire pozitivă. Adică să fii gata să intri în împlinire. Că spunea apostolul în 2 Timotei, în 3:8, dacă nu greșesc, după cum Iane și Ambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa oamenii aceștia se împotrivesc adevărului. Scrie Ieremia 6:16, spune Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună, potrivit cu adevărul, nu? Și umblați pe ea și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund, nu vrem să umblăm pe ele. Asta e altceva. Dacă ți se arată adevărul, l-ai citit sau l-ai auzit, dar n-ai o gândire pozitivă de a fi gata, de a împlini voia lui Dumnezeu. Apoi, trebuie să fie o hotărâre stabilă, că pe unii nu-i ține hotărârea și pocăința numai până trec strada sau până când vine ispita, am citit din Matei 13:21. Și când vine ispita, pentru că n-au rădăcină, cad. Și Dumnezeu are nevoie de credincioși și oameni ai Lui, statornici. Nu când vine ispita cu clevetirea, cad, când vine ispita cu imagini deformate, cad, când vine ispita cu cearta, cad, când vine ispita cu mânia, cad, tot din căderi în căderi. Dar Psalmul 84 spune cuvântul lui Dumnezeu că cei care se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, ei merg din putere în putere, da? Ei prefac valea plângerii într-un izvor, într-o vale plină de izvoare. Ei își dau rodul la vremea hotărâtă. Trebuie o hotărâre stabilă. În Iacov 1:18 spune Domnul despre oameni care cer, nici când cer nu sunt hotărâți. Spune Domnul, dacă lipsește cuiva înțelepciunea, să o ceară cu credință, da? Că dacă nu cere cu credință, Dumnezeu n-o dă. Hai să, oare 18 sau 8? Am zis 18, 8. Deci, Iacov, capitolul 1, versetul 6 în jos, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburaș împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, că este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Așteptăm rezultate și binecuvântări și izbăviri și vindecări și lumină și descoperire și putere în luptă. Să fim oameni hotărâți, ca și cei trei tineri care au spus, orice s-ar întâmpla, nu mai pune să facă repetiții aici cu fanfara, că nu ne închinăm. Poți să cânte, împărate, noi nu ne închinăm chipului tău. Dumnezeul nostru poate să ne scoată din mâna ta și dacă a hotărât astăzi să nu ne scoată, plecăm la El mai repede, dar plecăm hotărâți și statornici până la sfârșit. Fii credincios până la moarte, scrie în Apocalipsa, și vei primi cununa vieții.
hotărâre stabilă și apoi o împlinire autentică, exact cum spune adevărul lui Dumnezeu. Spune Biblia în Genesa despre Noe, în 7:5, așa a făcut Noe tot ce poruncise Domnul. În Numeri 32:12 spune Domnul despre Iosua și Caleb, care au împlinit în totul voia Domnului, că ei vor intra în țară pentru că au urmat în totul calea Domnului. Și ce am observat de la frații în vârstă, de la credincioșii din adunări care își sfințesc viața după adevărul lui Dumnezeu și doresc să trăiască așa cum spune Biblia, dacă vrei să ții pocăința cu adevărat, se poate. Și am mai observat ceva de la alții. Când începi să tai câte una din pocăință, până la urmă nu mai rămâi cu nimic. Și asta-i voie. Dar frate, dar unde scrie? Ca să ia 2 zile de post înainte de cină, îi trebuie versete din Biblie. Dar ca să meargă la mare în Turcia, nu îi trebuie versete din Biblie. Trebuie să-i arăți unde scrie. Dar la un moment dat știi că spune Domnul că și firea vă învață că... Dar sunt unele lucruri care nu sunt scrise în Biblie, da? Dumnezeu ne luminează și ne inspiră prin oamenii Lui, da? Potrivit cu vremea care o trăim, cu situația în care suntem, ca să știm ce avem de făcut în unele împrejurări. Și dacă ești sincer, Dumnezeu nu te lasă să bâșbâi, să te încurci. Nu, Dumnezeu îți descoperă. Dacă vrei să umbli în adevărul Lui, dacă vrei să împlinești exact voia Lui. Mergem mai departe, că timpul se duce. Dar vreau să fac o precizare aici. Cum are loc întoarcerea la ascultare, dacă ai căzut cumva neascultare? Arată Sfânta Scriptură în Matei 21, de la versetul 28, că un tată a trimis 2 fii să lucreze în via lui, da? Și unul a fost hotărât, dar nu l-a ținut mult, mă duc, nu s-a mai dus. Al doilea a zis, nu mă duc, și în urmă s-a dus. Dar între nu mă duc și s-a dus, este ceva. Ce scrie? În urmă, i-a părut rău și s-a dus. Că dacă el cântă în cor și nu mai cântă în cor, dar după iar cântă în cor, tot așa o să facă toată viața. O să fie un om nehotărât și nestatornic. Dar dacă de la nu cânt în cor, dar vreau să mă întorc, că am greșit când am ieșit din cor, este părere de rău, atunci Dumnezeu o să-i dea putere, că e sincer și își dă seama pe unde este și unde trebuie să fie. E adevărat? În urmă i-a părut rău și s-a dus. Căința face parte din programul de pocăință a lui Dumnezeu. Când am luat dicționarul explicativ al limbii române, în urmă cu câțiva ani, să văd ce scrie în dreptul cuvântului căință, eu am crezut că e verset din Biblie. Și m-am uitat repede să văd cine l-a scris, mă, or fi pocăiți ăștia. Și ce scrie? În dreptul cuvântului căință, în dicționar. Căință înseamnă regret, remușcare, repulsie față de păcatele săvârșite împreună cu hotărârea de a nu mai păcătui. Și încă un aliniat. Părerea de rău de a fi făcut sau nu ceva. De a fi făcut sau nu ceva. Păi știi că sunt păcate care vin în urma comiterii răului sau omiterii facerii de bine. Iacov 4:17, dar cine știe să facă bine, așa scrie aici, nu doar un bine. Noi am știut cu un bine, nu, scrie, cine știe să facă bine și nu face, adică știi să faci bine lucrarea Domnului, dar sar peste repetiții, vii direct la prezentare. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește, e păcat să nu pregătești jertfa. E păcat. E păcat să aduci orice. Și când pui la colectă, nu pune bani rupți și lipiți cu scoci. Înțelegeți? Asta înseamnă căință.
regret, repulsie, remușcare, durerea sufletului față de păcatele săvârșite împreună cu hotărârea de a nu mai păcătui. Și al treilea aspect care vreau să-l precizez mai în scurt, ce înseamnă a fi o făptură nouă? Sau care este șansa transformării? Șansa transformării, am văzut că este dată prin îndepărtarea de lucrurile lumii. Doi, este dată prin ascultarea de adevăr. Și trei, este dată prin legătura strânsă cu Mântuitorul. Așa am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă este cineva, 2 Corinteni 5 cu 17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și aici patru precizări, doar le precizez aici și nu intrăm în detalii. 1 Ioan 3 cu 24. Cum este dată legătura aceasta cu Mântuitorul? Sau hai să vedem, înainte de versetul acesta, să vedem un alt verset, da? Este dată prin părtășia noastră care o avem, hai să citim Efeseni, capitolul 4, versetul 16. Cum păstrez legătura cu capul bisericii, cu marele nostru preot? Cu cel care a murit, a înviat și s-a înălțat, este la dreapta măririi. Cel care conduce lucrarea în bisericile care se lasă prelucrate de Duhul lui Dumnezeu și care îl acceptă potrivit cu adevărul să dea îndrumare pentru a merge drept pe calea lui. Pentru că noi vorbim despre cale, noi vorbim despre înviere, dar Domnul Iisus a spus, eu sunt calea și eu sunt învierea. Binecuvântat să fie numele Domnului! Spune cuvântul lui Dumnezeu că nu putem avea legătură cu marele nostru preot, Domnul Iisus Hristos, fără să avem legătură cu biserica. Recent îi spuneam unui frate care o deviat așa după niște învățături străine și am spus, frate, ți se pare că nu el e tot în biserică și nici să nu-l dea nimeni afară cumva, că na. Și am zis, frate, ți se pare normal să vezi trupul meu aici și mâna pe la cap de linie? Ți se pare normal? Sau ți se pare normal să vezi mădulare toate împreună fără să aibă legătură cu cel care este capul bisericii? Hai să citim. Efeseni 4 cu 16. Din el tot trupul bine închegat, adică din el, din Domnul Iisus Hristos și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Deci, legătura noastră cu Mântuitorul, în primul rând, este păstrată prin biserică, prin trupul lui, prin armonia și părtășia frățească ce trebuie să o avem. Nu părăsiți adunarea cum au unii obicei, ci îndemnați-vă, Evrei 10 cu 24, unii pe alții la dragoste, la fapte bune. Și câtă vreme se zice astăzi ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Când te îndepărtești și nu mai auzi mesajul și nu ești acolo, vine șelăciunea păcatului. Apoi, 1 Ioan 3 cu 24, cine păzește poruncile lui rămâne în el. Legătura cu Mântuitorul este dată prin cuvânt. Citește cuvântul. Caută cu meditație, în rugăciune, descoperirea lui Dumnezeu potrivit cu adevărul biblic, ca să fii statornic și să ai o hotărâre stabilă. Dar vină cu o gândire pozitivă. Nu mai gândi că era pentru altcineva textul, descoperirea prin Duhul Sfânt sau tema sau... Al treilea factor. De aici, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 24, în continuare. Și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. O biserică fără Duhul Sfânt este fără Domnul Iisus Hristos. O biserică unde nu coboară unda binecuvântată și nu este ungerea Duhului, este fără legătură cu Mântuitorul. Dorim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care realizează sfințirea noastră, prelucrarea noastră spirituală, să păstreze prin unda binecuvântată duhovnicească legătura noastră cu Mântuitorul, aducând descoperire, împrospătare spirituală, putere de sus în luptă. Încerci să lupți singur, nu vei reuși să birui. Pentru că numai dacă avem în noi, despre ce a spus Domnul, cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Și dacă n-ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te clatini, dai înapoi, te abați, te pierzi.
Și a patra precizare, al patrulea factor ce păstrează legătura noastră cu Mântuitorul, este cina Domnului. Ioan, capitolul 6, citesc de la versetul 53. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Atenție, înainte scrie numărul 9:13, mi-i dat să vă spun și asta. Cine nu se împărtășea la praznicul Paștelui, trebuia să fie ucis. Acum, cine nu se împărtășește la cina Domnului, moare singur. Se duce viața spirituală. Se îndepărtează de prezența lui Dumnezeu, depărtășia frățească ce te leagă de cer. Nu poți să zici, eu sunt cu Domnul, dar n-am nicio treabă cu biserica. Nu poți să zici, eu am legătură cu Domnul, dar fără Duhul Sfânt. Nu poți să zici, eu am legătură și părtășie cu Domnul, dar Biblia, nu, acum fiecare, eu nu prea am timp să citesc, nu prea am timp să... Și nu poți să zici, am legătură cu Mântuitorul, fără să mă împărtășesc la cina Domnului. Nu vei avea. Ai pierdut unul din acești patru factori, ai pierdut cei mai important, viața veșnică. Ascultați? Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dar cine nu mănâncă trupul Domnului și nu bea, tot va fi înviat, nu? Păi o să fie înviat, dar la a doua viere, probabil. Și mergem mai departe, ascultați, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Vedeți cum se păstrează legătura cu Mântuitorul? Prin împărtășirea la cina Domnului. Cum spun frații, bine spun, păi dacă vine ispita și apoi dacă vin duhuri sau ceva de împotrivire, mustri cu sângele Domnului, chiar și la boală, da. Dar numai dacă te-ai împărtășit, dacă nu, sângele Domnului pentru tine n-are nicio putere. Dacă te-ai împărtășit, folosește-te de a proclama sângele Domnului că există putere. Putere de eliberare, de izbăvire, putere de iertare și tămăduire sufletească și trupească în sângele Domnului. Dar dacă te-ai împărtășit, pentru că tu ai legătură, dacă rămâneți în mine, a zis Domnul, și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Se spune că nu-i păcat când sună un telefon în adunare, e păcat când sună al doilea. Că primul telefon e un semnal pentru toate celelalte să se oprească. Dragii mei, asta înseamnă șansa transformării. Și acum în încheiere o să fac câteva precizări. Revenim, șansa transformării este dată de trei factori. 1. Dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5:17, este o făptură nouă, cele vechi, adică lucrurile lumii care te-au ținut rob, legat de pământ, de sapă, de grebă, de telecomandă, de telefon, lucrurile vechi s-au dus. El are o nouă relație, un nou stăpân, o nouă destinație, o viață nouă, este o făptură nouă în Hristos. Cele vechi s-au dus. Ieșirea din lume, desprinderea, trebuie să fie dintr-o dată și să fie în seara aceasta pentru cei care n-au pus punct unei vieți care nu-L încoronează pe Dumnezeu ca Domn în inima lor. Desprinderea trebuie să fie totală. Toate lucrurile s-au făcut noi. Trebuie să fie definitivă pentru totdeauna. Nu te mai întorci niciodată, nici cu gândul în Egipt. Și îndepărtarea să fie fără regrete, să nu-ți pară rău dacă ai pierdut aici, că a zis Pavel în Filipeni, capitolul 3, toate lucrurile acestea care pentru mine erau, îmi spunea recent un om de afaceri, renunț la toate afacerile, că nu pot să fiu corect, poate alții reușesc în domeniul lor, eu în domeniul meu nu reușesc, mă duc să mă angajez, mai bine mă angajez cu ziua și renunț, vreau să prind mântuirea, vreau să prind viața veșnică, așa a spus Pavel lui Timotei, apucă viața veșnică la care ai fost chemat, și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire în fața multor martori, luptă-te, lupta cea bună a credinței. Mersul spre cer nu este o plimbare sau o mers a gale, este o alergare, este o silință. Mă port aspru cu trupul meu.
Păi sunt patimi din lumea aceasta. Spune cuvântul în Evrei despre Moise că el n-a dorit să se bucure de plăcerile. Nu? Hai să citim, poate zice cineva că am eu vreo altă traducere. Evrei 11:24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon. Dar cum? Că erau bogății, era înțelepciune, era știință, erau relații. Și n-a vrut. Dar e ușor lucrul ăsta să nu vrei. Ia să te înfieze președintele statului. Mai stai pe gânduri. Păi dacă te duce la mântuirea asta, dar dacă te face să cazi asta? Prin credință a vrut, versetul 25, mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, în comparație cu veșnicia, că zice în Ioan 5, Domnul, nu vă mirați de lucrul acesta, vine ceasul când cei din morminte vor auzi glasul lui și unii vor învia pentru răsplată și alții pentru o cară veșnică. El socotea o cară a lui Hristos cu o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Șansa transformării este în al doilea rând dată de ascultarea adevărului. Ascultarea de adevăr, nu după învățăturile unora sau altora, care vi se par că ar da bine la ce dorește firea pământească. Frate, unde scrie? Ascultați-mă, trebuie o auzire clară, da? Sau citire corectă. Trebuie să fie o gândire pozitivă, o hotărâre stabilă și o împlinire autentică în ce privește adevărul. Nu pierdeți niciuna din astea. Și în al treilea rând, șansa transformării este dată de legătura strânsă cu Mântuitorul. Chiar dacă ar fi să îndur din greu dureri și lacrimi și suspine, ajută-mi Dumnezeul meu să nu pot să mă las de tine. Legătura strânsă cu Mântuitorul este dată de cuvânt. Dacă rămân în voi cuvintele mele și eu rămân în voi și voi rămâneți în mine prin cuvintele acestea, cine are Duhul lui Dumnezeu este a lui. Duhul Sfânt face legătura cu Mântuitorul. Părtășia frățească, cina Domnului. În încheiere, ce înseamnă a fi o făptură nouă? Din ce mi-a descoperit Domnul, vreau să vă las și dumneavoastră. A fi o făptură nouă înseamnă să te orientezi în viață după unicul îndrumător, Sfânta Scriptură. A fi o făptură nouă înseamnă să călătorești înspre Canaanul binecuvântat, făgăduit pe o singură cale, calea îngustă. A fi o făptură nouă înseamnă să renunți la împlinirea poftelor firii pământești prin înfrânare. A fi o făptură nouă înseamnă să fii biruitor în luptă datorită puterii date de Duhul Sfânt. A fi o făptură nouă înseamnă să înțelegi voia Tatălui când îți șoptește, nu după ce îți dă cu nuiaua. Ce înseamnă a fi o făptură nouă? Înseamnă să ai perspectiva slujirii pe un termen lung, nu pe un an de zile. Dacă ține, dacă nu desfințăm. A fi o făptură nouă înseamnă să dorești părtășia cu frații mai mult decât orice în lumea aceasta. A fi o făptură nouă înseamnă să vorbești Tatălui despre toate nevoile și problemele tale, convins că El stă lângă tine, te ascultă și îți dă răspuns. A fi o făptură nouă înseamnă să te bucuri cu cel care are bucurie și să plângi cu cel întristat, pentru că sunteți parte din același trup. A fi o făptură nouă înseamnă să rămâi în așteptarea Mântuitorului cu același dor până va reveni. Amin.